Vreau să vă arăt cum facem ouă ochiuri fără un singur strop de ulei folosind sistemele de gătit de la Salad Master. Primul pas, preîncălzim tigaia la foc mediu. Dacă este plită cu gaz, foc mediu spre mic, dacă este plită cu inducție electrică, temperatura de mijloc, treapta 5, 6 sau 7 în funcție de intensitatea plitei. Aici noi folosim treapta 6. Preîncălzim, facem testul cu apă, ca să se plimbe biluțele de apă ca și niște perle și spargem oul direct aici. Așa. Acoperim cu un capac și lăsăm să stea aproximativ 3-5 minute. Ridicăm capacul să vedem când este gata. Nu așteptăm să sune clopoțelul, pentru că nu avem nevoie de vacuum atunci când prăjim. Și revenim peste câteva minute să vă arăt cum scoatem oul din tigaie. După câteva minute, oprim focul și cu ajutorul spatulei scoatem oul din așa. Din vas.